seara, doamne ajută, nu intrați să mă emoții, sunt o greșită de cinstea și mi se face de a vorbi despre un sfânt atât de minunat și de capul ajutător, a cărui dragoste pare că nu cape cuvinte. Pentru a fi mai ușor o să mă duc așa cu gândul în bisericuța din Mănăstirea Neamacri. O să mai întâlnesc de ultima vizită acum, când am fost să asistăm la Sfânta Liturghie și îmi amintesc că era la un Sfintele Maști, era conjurată de cordoane roșii. Nimeni nu avea voie să se apropie în timpul desfășurării slujbei. Dar, nu știu, am simțit așa o dorință de a fi cât mai aproape de Sfintele Maști și efectiv am trecut pe sub cordon, eram o umbră neagră care s-a lipit de racă și, mă rog, făceam acolo rugăciune fierbinte, iar numirea Sfântului și prea multă vedea voastră, nu am nimeni să mă dea deoparte și de acolo, din dragostea aceea mare, mi-aș dori să vă vorbească seară. O să încep cu o poveste pe care probabil nu o cunoașteți, povestea cu Sfântul Nicolae și cu Sfântul Casian, care mergeau la întâlnirea cu Dumnezeu, erau grăbiți și frumos îmbrăcați, iar pe drum am întâlnit un țăran care se împotmolise în căruța în noroi. Sfântul Casian, grăbit, sunt cumva să întârzie, sunt cumva să se ajungă în la întâlnire, a trecut de bietul țăran. În schimb, Sfântul Nicolae s-a oprit, s-a gândit, n-a putut să se abțină și a suflecat mâinile hainelor pe roție și a zis asta, trebuie să le ajung, nu pot să las aici. Și a presumă, a reușit să scoată din căruța, a ajuns la întâlnire Tresirul Murdar și, bineînțeles, a fost primit cu dragoste și cu îmbrățișare Domnul care pune mai presus de toate dragostea de aproape. Îmi place să cred că Sfântul Efrem nu mai este atât de grav de ajutător încât nici nu trebuie să mă apuci să zici și ajută-mă că zice aici sunt. Dar din tot ce am citit în aceste cărți și din poveștile pe care le cunosc, are un fel aparte de a lucra. Cred că bietului țăran, la ieșirea din casă, i-ar fi trimis cumva un semn, nu știu, o carte, o icoană, un prieten care se postase numele, ca și cum i-ar fi spus, aici sunt, ai încredere că tot ceea ce urmează, tot ceea ce urmează, îți voi fi alături. Așa s-a întâmplat în cazul micuțului Efrem Ciprian, despre care vreau să vă vorbesc astă seară. Este un copilaș care, după logica omenească, nu ar fi trebuit să se nască. Iar odată născut, tot după logica omenească, nu ar fi trebuit să trăiască. Însă Dumnezeu a avut altfel, mai ales pentru rugăciunile Sfântului Efrem cel Nou. Și felul în care a intrat în viața familiei micuțului Efrem Ciprian a fost printr-o carte care a ajuns la bunica micuțului. O carte despre minuni făcute de Sfântul Efrem pentru copii născuți, nerescuți, pe care dânsa a citit-o cu mare drag și cu mare bucurie și a simțit așa o dorință de a merge să se închine la Sfintele Moașe de la Neamacri, a citit Acatistul timp de 40 de zile, ușor, ușor viața a luat-o pe sus, a uitat cumva de dorința aceasta, însă peste 2 ani avea să primească o veste bună de la fiul mijlociu, care a anunțat-o că urma să se căsătorească. Imediat după aceea a urmat o altă veste bună. Cei doi erau, așteptau un copil. Și aici o să fac referire la acel mic semn pe care totdeauna Sfântul Efrem îl trimite cumva dinainte, la filmarea nunții, cameramanul a ales ca imagine care se înceapă întreg, sau persoana care a făcut montajul, a ales să înceapă tot videoul cu imaginea icoanei Sfântului Efrem cel Nou, pe care a ales-o din, nu știu, au zeci de icoane pe pereți în casă, familia fiind familie de preoți. Era felul Sfântului de a spune, sunt lângă voi. Copilul care urma să se nască era băiat și avea să se nască între 2 și
6 mai. Bunica a făcut imediat legătura cu Sfântul Efrem, inima ei i l-a credințat și s-a rugat, l-a rugat să aibă grijă de micuț și le-a sugerat părinților să îi pună numele Efrem. Acum urmează partea mai puțin veselă a poveștii, pentru că micuțul Efrem a descoperit un chist intracranian, iar medicul care se ocupa de familia respectivă le-a sugerat chiar să facă avort, opțiune pe care au respins-o din start. Bunica a ajuns în sfârșit la Neamacri, unde s-a închinat la Sfintele Moaște și s-a întors acasă cu ulei și cu aghiazmă pe care tânăra mămică le-a folosit, astfel încât după 9 luni micuțul Efrem s-a născut, aparent era sănătos. Medicii chiar au spus că urma să-i facă niște controle peste 3 săptămâni, să-i mai lase puțin, însă Sfântul Efrem a rânduit altfel. Medicul neurochirurg, unul din cei mai buni medici neurochirurgi din țară, a recomandat să se efectueze un RMN. Au făcut acest RMN, dar în ce condiții? Iarăși, intervenția Sfântului Efrem cel Nou. La un copilaj atât de mic, riscurile unui RMN sunt enorme, așa că au hotărât să-l boteze înainte. Ar fi trebuit să fie botezat în capela. Nu se putea fi botezat în capela spitalului, trebuia să fie botezat într-o cameră de spital, părinții erau puțin triști, dar Sfântul Efrem a făcut în așa fel încât niciun centru care a efectuat RMN-ul nu a fost să primească pe copilașul, a avut tot felul de probleme. Așa încât acesta a fost externat, după o săptămână a fost botezat în Biserica Sfânta Ecaterina, i s-a pus numele Efrem Ciprian, iar după botez, foarte ușor, a obținut o programare pentru RMN. Rezultatele care s-a încheiat cu bine. Rezultatele au fost trimise acestui medic neurochirurg, care a spus că să mai aștepte, a recomandat să se mai aștepte 6 luni, cam așa, spunând că nu e nevoie de operație. S-a mai cerut părerea unui alt medic, care n-a răspuns la telefon o zi întreagă, ceea ce este foarte, foarte ciudat. Și aici se vede cât de frumos a lucrat Sfântul Efrem cel Nou, pentru că rezultatele acestui RMN au fost trimise de bunica maternă a micuțului, au fost trimise la bunica maternă a micuțului, care lucra în Italia. Aceasta le-a luat și s-a dus cu el la cel mai bun spital, unii cel mai bune spitale de copii din Genova. Și le-a prezentat la camera de gardă, le-a prezentat medicului neurochirurg, care, citind rezultatele, același rezultat pe care le văzuse și medicii din România, a anunțat-o cu foarte multă gravitate că în orice moment acest copil poate muri. Pentru că există riscul să se nece, această tumoare pe care va apăsa centrii nervoși care afectau respirația. Partea proastă, însă, era că această operație costând peste 200.000 de euro, necesitând 30 de zile de spitalizare, fiecare zi de spitalizare costa 1.500 de euro. Vă dați seama ce efect a avut această veste asupra familiei. Toți au plecat genunchi la rugăciune, mai ales părinții care tinerii căsătoriți nu au niciun venit la vremea respectivă. Și atunci au spus, Sfinte Efrem, al tău e tău, nu știm ce să facem, nu avem ce să facem, toată nădejdea noastră este la tine. N-au trecut nici 2 ore de la convorbirea cu medicul și bunica maternă a fost sunată. Deci imaginați-vă că medicul, câți oameni vedea pe zi, din câte sute de pacienți avea, și-a făcut timp să o sune și să-i propună o soluție. A spus, uite, acest copil poate fi operat dacă îl aduceți cu un regim de urgență în Italia. S-au suit în mașină, pentru că în avion nu era recomandat. Au făcut un drum, vă dați seama, un viaj de o lună, să facă un drum atât de lung, dar s-a comportat extraordinar, a fost cu minte, a fost liniștit. Au ajuns în Italia, au fost operați în regim de urgență, a fost operat în regim de urgență, 8 ore a durat operația,
fost participat la operație chiar și directorul clinicii care participa numai la cazuri deosebit de grave. Au extirpat o mare parte din tumoră, a rămas foarte, foarte puțin și totuși doreau ca această bucățică să nu mai crească. Lucru care s-a și întâmplat, medicii afirmând după o lună că este o minune ce s-a întâmplat cu acest copil, tumora s-a remis în totalitate, aproape. În timp ce era în spital, Sfântul a mai făcut o minune, pentru că mai era pe salon o mamă româncă, cu un copil totuși bolnav, care a luat ulei, aleasmă și la sper că s-a vindecat și acel copilaș. Peste un an s-au dus să se închine cu copilașul la mănăstirea de la Nea Macri și toată lumea a fost impresionată de felul în care micuțul, în momentul în care a fost așezat pe raclă, nu se mai vedea de acolo, cum am pățit eu. Nu se mișca de pe raclă și o săruta și în momentul în care vedea icoana Sfântului reacționa ca și cum ar fi văzut un prieten foarte, foarte bun și o pupa și am asistat chiar eu la felul în care săruta icoana așa cu o frenezie, parcă, și în același timp făcea foarte clar diferența între icoane și tablouri. El știa foarte clar cu cine e prieten, cine l-a vedat. Nu întâmplător, nimic nu este întâmplător. Iată că tatăl Efrem Ciprian a construit astăzi, cu ajutorul Concilierilor Sfinților, o biserică la Galați, închinată Sfântului Nectarie și Sfântului Efrem cel Nou, unde se găsește chiar și un papucel al Sfântului Efrem, dăruit de Maica Stareță de la Nea Macri. Am avut binecuvântarea să fiu alături de ei când s-au dus în 2013, găseseră un buchet mare de flori albe și alături de o mărturie scrisă despre ajutorul Sfântului, pe care l-au dăruit Maicii Starețe și n-am să uit privirea și zâmbetul Maicii care auzea astfel de minuni zilnic de cine știe câte ori. Și da, astăzi Efrem este un băiețel cât se poate de sănătos, are 7 ani, e vesel, merge la școală, are încă 3 frați. Închei aici cu mari emoții și cu mulțumiri Nicoletei pentru tot ceea ce face și pentru felul în care deschide ușa atâtor saloane, lăsându-l pe Sfânt să intre și să-i ajute pe cei împotmoliți în suferință să ajungă mai repede la un liman de bucurie. Mulțumesc din suflet!